Salutare, lămâițelor! Cât de teribil nu ar suna pentru părinți, dar copiii deseori dispar undeva. Poliția și detectivii fac tot posibilul ca să-i găsească. Însă, spre marele regret, nu fiecare dosar despre un copil pierdut este închis și copilul găsit. Dar ce ai face dacă această istorie s-ar întâmpla chiar cu tine? Ce să faci și la cine să te adresezi după ajutor? Există un singur răspuns. Să nu credeți că chiar dacă ai avea o viață întreagă pentru a-ți găsi copilul, căutările trebuie încetate. Așa s-a întâmplat și cu micul erou din videoul de astăzi, un băiat de 5 ani din Illinois pe nume Ricky, pe care nimeni nu-l putea găsi timp de 2 ani. Dar ce putea să se întâmple cu el? Așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! Introducerea. În anul 2007 a dispărut fără urme un băiat mic pe nume Ricky, care trăia în regiunea Franklin, la sudul statului Illinois. Această istorie a uimit toată lumea, inclusiv și localnicii. Oamenii erau revoltați de cele întâmplate și nu înțelegeau unde se poate pierde copilul minor. Mai mult ca atât, tatăl său înnebunea de la cele întâmplate. Desigur că organele de securitate făceau tot posibilul ca să găsească copilul, însă timp de 2 ani nimeni nu a găsit nici cel mai mic indiciu despre locul unde s-ar putea afla. Și asta a continuat până când poliția nu a cercetat un loc evident legat de un membru de familie apropiat. Despre ce loc vorbim, veți afla mai târziu. Începutul istoriei. Părinții lui Ricky, tatăl Michael și mama Shannon, aveau o relație destul de complicată până când copilul lor a apărut pe lume în anul 2002. Ei deseori se certau și se contrau. După ce s-a născut Ricky, cuplul a intentat un proces în judecată unde a fost elaborat acordul despre custodia asupra copilului mic. Judecătorul a recunoscut că atmosfera pe care ei au creat-o în casa lor nu era sănătoasă pentru copil. De aceea, Ricky trebuia să trăiască cu tata și să petreacă timpul liber cu mama. Trebuie să menționăm și acel fapt că, indiferent de o atitudine perfectă a lui Shannon față de fiul său, băiatul era mai atașat de tatăl lui. Michael era militar și slujea în armata Statelor Unite ale Americii. La scurt timp, el a fost trimis în Irak, unde la acel moment aveau loc operațiuni militare. De aceea, după apariția lui Ricky, el a fost transmis sub tutela mamei sale, însă tatăl oricum a reușit să păstreze relații calde cu fiul său. O să ne întrebați, prin ce modalitate? De fapt, Michael încerca să petreacă tot timpul liber împreună cu copilul său. Se plimbau, făceau băi cu el, îl hrănea, adică făcea tot ce ar trebui să facă un tată iubitor și grijuliu, în acele momente când era eliberat de la slujbă pentru a merge acasă în concediu. Desfășurarea evenimentelor. La scurt timp după finisarea operațiunilor militare, Michael s-a întors acasă din punctul ferbinte. Prima ce a făcut, a mers la soția sa pentru a-și vedea și îmbrățișa fiul, dar el nici nu-și putea imagina că Shannon nu îi va permite să intre în propria casă. Atunci din nou a început birocrația în judecată pentru că tatăl nu era gata să cedeze și prin toate modalitățile dorea să obține dreptatea. La final a fost programată o ședință de judecată cu scopul de a stabili drepturile lui Michael de a-l vizita pe Ricky și el a câștigat judecata. Totul era bine până într-un moment, când s-a întâmplat ceva de neimaginat. Nu o să credeți, dar Ricky și Shannon au dispărut fără urmă. Fix după 2 luni după dispariția lor, departamentul local i-au declarat oficial dispăruți. Michael era atât de șocat și rupt de această noutate că literalmente nu putea mânca și dormi. La fel, în permanență privea spre telefon în așteptarea unui apel important. În această perioadă, din cauza stresului, bărbatul a slăbit și arăta nu prea bine. Permanent îi se învârtea fraza în cap: unde e fiul meu? Atunci el a presupus că însuși mama sa îl putea răpi și a declarat despre asta la poliție. Ofițerul imediat a emis un ordin de arest pe numele lui Shannon, din cauza că într-adevăr era puțin probabil că s-a întâmplat ceva rău cu ei. La fel, poliția presupunea că femeia putea fugi cu fiul ca să nu-i permită lui Michael să se vadă cu el. Cum credeți voi, de ce Shannon atât de mult nu-și dorea ca tatăl să joace un rol în educarea și creșterea copilului? Căutările lui Ricky. Când poliția a interogat-o pe Diane Dobbs, mama lui Shannon, ea a spus că Michael s-a comportat oribil față de fica sa și chiar era violent, și a presupus că cel mai probabil Shannon a fugit din lipsa dorinței de a crește fiul în această casă. Ce poate să-i ofere tatăl care bea, fumează și este agresiv? Iar mai departe s-au întâmplat un șir de evenimente care nu au nicio explicație logică. Femeia a început să facă o campanie intensă contra lui Michael pentru a-l calomnia. Ea împărțea pe stradă pliante scrise de mână. În ele se spunea că Michael a insultat toți membrii familiei și periodic îi bătea când era
beat. Oare erau adevărate toate aceste lucruri sau Diane pur și simplu ascundea crima fiicei sale? În acest timp, Michael avea o presupunere că fosta soacră cunoștea ceva despre locul unde se află fiica sa și copilul, însă el nu o putea demonstra. Timp de 2 ani nu s-au făcut mari schimbări în acest dosar, iar după, în anul 2009, poliția în sfârșit a găsit careva dovezi care i-au dus la casa lui Diane. Probabil că v-ați întrebat imediat, de ce această casă nu a fost verificată mai demult? De fapt, poliția a fost în această casă încă când Ricky și Shannon s-au pierdut inițial fără urmă. Însă, de această dată, căutările i-au dus spre un dulap ce era amplasat neobișnuit. Când poliția a dat la o parte acel dulap de la perete, ei s-au speriat zdravă. Dacă vă este interesant ce s-a întâmplat mai departe, continuați să priviți acest video, la sigur veți fi șocați. O ieșire secretă. Nu o să ne credeți, dar după acest dulap misterios a fost descoperită o mică gaură printr-un spațiu mic care ducea spre o groapă săpată de dimensiuni mici. De la început, nimeni nu își putea imagina că acolo, în general, poate încăpea un om. Și nu doar unul, însă cum s-a dovedit a fi, în interior stăteau Ricky și Shannon. După cum vedeți, poliția i-a văzut doar peste 2 ani după incident. Spre fericire, ei erau sănătoși și nevătămați, dar asta la prima vedere. Când polițiștii l-au scos pe băiat afară, el a început să alerge de parcă nu a ieșit de acolo toți acești ani. Și asta chiar poate ar fi fost așa. Nu o să ascundem, era o scenă ce stăia respirația. Chiar și polițiștilor, care par mereu serioși și duri, le mai curgea câte o lacrimă de la cele văzute. Organele de drept au declarat că deja peste câteva ore băiatul era într-o dispoziție bună, ca pentru o persoană care a fost izolată în această casă fără vreo interacțiune externă, a fost de apreciat. La fel au menționat că Ricky este un băiat inteligent, comunicabil, respectuos, care iubește mult viața și știe cum să se bucure de ea. Acuzațiile. Shannon a fost imediat arestată pentru răpirea propriului copil, iar mama sa a fost acuzată că și-a ajutat fiica în această crimă și i-a făcut rău copilului. Desigur, femeia încerca să-i convingă pe toți că băiatul a petrecut doar 5 minute în groapa săpată, însă în asta nu a crezut nimeni, iar mai târziu, în general, a fost demonstrat că acești nemernici l-au ținut acolo timp de 2 ani pe băiat. Uneori îl scoteau doar pentru a-l hrăni sau a merge la WC. Adevărul teribil despre mama și fiica a trecut dincolo de toate limitele posibile. Anume, ea a pictat un tablou perfect despre faptul că ei au scris primii cerere despre comportamentul violent al lui Michael. Tatăl lui Ricky, care trăia nu departe de locul crimei, a fost șocat de cele întâmplate. Însă, chiar și după toate acestea, mama copilului nu s-a calmat. După ce Michael a câștigat un permis temporar de tutelă, Shannon, care deja se afla în închisoare, l-a acuzat pe tatăl lui Ricky de violență și abuz față de copil. Când colaboratorii serviciului de protecție a copilului nu au găsit dovezi ce ar confirma această crimă, ei l-au făcut pe Michael unicul părinte ce va avea grijă de Ricky. Și după cum vă puteți imagina, Michael a fost extrem de șocat de toată această cronologie a evenimentelor care s-au desfășurat în jurul familiei sale. Dar în același timp era bucuros că în sfârșit putea să-și îmbrățișeze de nou fiul. Toate acuzațiile au fost retrase și el și-a restabilit numele cinstit. Oamenii nu-l mai vedeau ca cineva care ar putea face rău, ba chiar mai mult. A fost demonstrat că în această situație el a devenit jertfa minciunelor și a bârfelor false. După cum vedeți, și așa ceva se întâmplă în viață. Iar ce credeți voi despre această situație? Împărtășiți-ne părerile voastre în comentarii. Va fi interesant să citim. Dacă ne reîntoarcem la Shannon, la scurt timp după arest, femeia și-a recunoscut vina, iar pentru crima săvârșită, ea a primit o amendă și un termen de încercare de a se reeduca timp de 2 ani. În ceea ce ține de Michael, el a primit custodia completă asupra propriului copil. Probabil v-ați întrebat, cum rămâne cu serviciul militar? El era trimis deseori în locurile cu acțiuni militare. Ne grăbim să vă calmăm, bărbatul s-a concediat pentru a avea posibilitatea de a fi un tată cu drepturi depline pentru fiul său. Explicarea. Tabloul cu părinții este destul de clar, dar ce a fost mai departe cu Ricky? Cum această încercare grea l-a influențat? Se poate presupune că băiatul a avut careva tulburări psihologice din cauza situației prin care a trecut, dar de fapt nu a fost așa. El a rămas la fel de energic, comunicabil și foarte zâmbitor. Michael nici nu putea crede că copilul său este atât de curajos și persistent. Desigur, această poveste se putea rezolva și mai devreme dacă polițiștii căutau mai detaliat prin dulapul misterios în casa femeii, încă atunci când au venit la prima percheziție. Dar deja asta nu are vreo importanță. Acum Ricky este în siguranță și nu există amenințări la viața lui. Hei lămâițelor, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce credeți voi despre această istorioară și care ar fi pedeapsa meritată pentru mama care a făcut crima. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor, vă pupă lime!